Persistă un gard extrem de înalt de nemulțumire în societate, nemulțumire care inevitabil va răbufni. Oamenii vor o schimbare. Din acest motiv, Oleg Gheorghelaș, în fruntea unui grup de veterani, a venit cu ideea de a organiza un protest în centrul orașului Drochia. La inițiativa unui grup de veterani de război, am luat în mâini platforma Dan Raionul Drochia. În timp apropiat, cred că va fi mai multă lume în susținerea noastră și să mergem să protestăm împreună cu așa de la Chișinău. Unii drochieni afirmă că singura lor dorință și idee pentru care vor veni la protest este demisionarea guvernului, a președintelui și organizarea alegerilor anticipate. Noi vrem să luptăm contra puterii de la conducere. Nu se ocupă cu nimic. Economia zero, agricultura zero. Și ei n-au grijă deloc de părinți. Și noi vrem să luptăm, să-i scoatem. Noi nu știm cine să aleagă popor, dar vrem un om la conducere care să se ocupe cât de cât măcar cu țara, cu poporul, cu economia a noastră, care de la noi din țara asta, Moldova noastră, care a fost cândva o țară înfloritoare și bogată, înflorită și bogată, dar acum a rămas la nimic. Să ne dea milionul și să ne dea țara înapoi. Aștept 40 cu una dimisie în deie, ajutor. Nu în deie, casă n-am, masă n-am, eu n-am, unde și de la gazdă. Cât pot să de la gazdă după război? Cerem de la conducere din Raionul Drochia, din primul rând, ca veterani de război să-i socat ca veterani, ca să aibă ligote, ca să aibă sprijin de la conducerea Raionul Drochia, ca să aibă un sprijin foarte mare. Dar noi, ca veterani de război, noi nu avem absolut nimic. Oamenii sunt gata să iasă la protest pentru o viață mai bună și mai prosperă la ei în țară, pentru revindecări clare pe care le-ar putea simți pe propria piele. Este нужно, чтобы люди выбирали референдум, чтобы народ выбирал, а не они сами себе. Deja a 18-a zi, protestatarii stau în Piața Mare Adunării Naționale și nu cedează.